Statistica întocmită de Camera Agricolă Județeană arată că până la această dată au fost identificați 52 de potențial beneficiari ai fondurilor europene obținute prin accesarea măsurii 112. În prima campanie de depunere, cele mai multe proiecte au fost întocmite de agricultorii din bazinul Pomicol-Voinești, zona Băleni și Lungulețu. Pentru sesiunea de acum, reprezentanții Camerei Agricole îndeamnă primarii din județ la o mai bună colaborare cu fermierii. Fac un apel către autoritățile locale, în special către primării, ca în perioada de seziune să manifeste, știu, mai multă serviabilitate, să fie mai orientați către fermieri, astfel încât să se treacă mai ușor peste acea etapă privind depunerea documentelor. În această seziune, comparativ cu celelalte, în ghidul măsurii se regăsește valoarea maximă pe proiect de 40.000 de euro. Un lucru destul de important, în seziunile trecute aceasta era de 25.000 de euro. Pentru a accesa fonduri europene pe măsura 112, fermierii trebuie să aibă înființată dimensiunea de exploatație, să aibă vârsta mai mică de 40 de ani, densitatea exploatației să fie cuprinsă între 6 UDE-uri și 40 de UDE-uri, să fie cetățeni români și o diplomă de absolvire a liceului, 10 clase sau o școală profesională.